Fotbalul românesc s-a mutat în tribunale. Ana Maria Regecamp a dat cu subsemnatul în fața oamenilor legii. După reținerea pentru 24 de ore a lui Condescu, procurorii au chemat-o și pe soția lui Reghe la audieri. Prima acuzație, neplătirea TVA-ului din suma de 2 milioane de euro încasată pentru transferul pandurului Alexandru Vlad la Niepr. A fost plătit TVA-ul? Asta nu știu, că nu fac parte din structura de conducere a clubului Pandurii, dar nu cred niciodată că Condescu ar face o greșeală din asta. Nu-l văd și știu cum s-au făcut actele astea și chiar domnia s-a insistat să fie totul, absolut totul trecut în contract. Sunt suspiciuni cu transferul lui Alexandru Vlad? Nu cred, nu. Păi da, n-ar avea ce, pentru că totul a fost foarte corect, da? E normal să, probabil să fim întrebați, toți cei implicați. Soția lui Regecamp a intermediat transferul jucătorului în Ucraina. Ana Maria zice că nu are nicio vină în acuzațiile procurorilor și bagă mâna în foc și pentru Condescu. Spune că e curat ca lacrima. Martor? Dosarul transferului ăsta. Sunt pentru astfel de acțiuni. Adică mie mi se pare normal să le clarifici atunci când este ceva în neregulă. Sau mă rog, când ți se pare, decât să fii chemat după 10-15 ani. Eu îmi fac treaba, îmi prezint actele și asta este.